Jaf ca în filme la un hotel din Spania. Un român și iubita sa, fostă participantă la concursul Miss Mexic, au furat sticle de vin în valoare de 1,6 milioane de euro. Cei doi au fost arestați în urma unei urmăriri internaționale care a durat 9 luni. Ustedes son acusados de un delito de robo con fuerza de las cosas en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura por el que se solicitan las penas que ustedes ya conocen. ¿Ustedes reconocen haber cometido esos hechos? No, 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 no. ¿Y usted? No. O fostă regină a frumuseții mexicane și partenerul său de origine română au primit o condamnare de 4 ani de închisoare pentru furtul a 45 de sticle de vin în valoare estimată de 1,7 milioane de dolari. Incidentul a avut loc în 2021 la un hotel de lux din orașul spaniol Caceres, unde cuplul era cazat. Cei doi au reușit să fugă, dar au fost arestați 9 luni mai târziu la granița dintre Croația și Muntenegru. Potrivit instanței, Tatania s-a cazat la hotelul exclusivist Atrio în octombrie 2021, folosind un pașaport elvețian fals. Ulterior, ea a fost însoțită de Estanislao și amândoi s-au bucurat de o masă cu 14 feluri de mâncare la restaurantul hotelului, urmată de un tur al cramei. În următoarea zi, bărbatul a pătruns în pivnița cu băuturi scumpe, folosindu-se de o cheie furată. Așa au reușit să fure sticlele de vin deosebit de scumpe. Una dintre ele făcea parte dintr-o recoltă unică din secolul al XIX-lea și se pare că valora 350.000 de euro. De asemenea, cuplul a fost obligat să plătească peste 750.000 de euro asiguratorilor drept despăgubiri. Sentințele nu sunt încă definitive, iar cuplul va avea posibilitatea să le conteste.